Amin. Preasfinția voastră, preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase. Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu marea sărbătoare a botezului Domnului, care este numită și Teofania sau Epifania, adică arătare dumnezeiască. În cuvântul pe care l-am rostit după citirea Sfintei Evangheliei în biserică, am arătat înțelesurile duhovnicești multe și profunde ale botezului Domnului. Acum vom spune doar câteva cuvinte despre importanța sfințirii celei mari apei sau aghiasma mare. Această sfințire mare a apei se numește Sfințire Mare pentru că este invocat Duhul Sfânt sau este cerută coborârea Harului Duhului Sfânt de două ori câte trei și apoi se face binecuvântarea cu Sfânta Cruce în apă după ce de șase ori s-a făcut binecuvântare cu mâna. Această invocare a Harului Duhului Sfânt în două rânduri și apoi la sfârșit sfințirea cu crucea care se afundă în apă, care reprezintă pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care s-a botezat în Iordan, noi obținem o binecuvântare unică în felul ei, pentru că această apă sfințită se primește numai cu prilejul sărbătorii botezului Domnului. Pentru sfințirea caselor, ea, această apă se pregătește și în ajunul botezul Domnului. Dar astăzi, în ziua însăși a botezului Domnului, se face sfințirea pentru credincioșii prezenți la biserică și care doresc să primească apă sfințită. Când preotul merge în casele oamenilor, el sfințește casele, dar nu lasă apă sfințită în case, pentru că nu are atâta cantitate. De aceea, astăzi, se primește apa sfințită, care trebuie păstrată într-un loc de cinste în biserică, în general, înspre răsărit, unde se află și icoanele în casa creștinilor. Apa aceasta, aghiasma mare, așa după cum ne spun rugăciunile pe care le-am auzit, se dăruiește nouă pentru mai multe binefaceri. Mai întâi se dăruiește pentru curățirea de păcate a sufletului și a trupului, pentru tămăduirea sau vindecarea de boli sufletești și trupești. Și se mai dăruiește pentru sănătate și mântuire, spre sfințirea sufletului și a trupului, nu numai spre tămăduire, ci și spre sfințire. Și această apă, spune într-una din ectenii, este curățitoare spre viață veșnică. De aceea, ea, această apă se gustă în ziua botezului Domnului, adică astăzi, dar și 8 zile după aceea, pentru că cifra 8 simbolizează viața veșnică sau viața nesfârșită. Ca și în matematică, 8 simbolizează nesfârșitul infinit. Dar dacă socotim și ziua de astăzi, atunci avem 9 zile, ceea ce înseamnă că viața veșnică, cerească, este viața îngerească, cea din ceruri pe care o trăiesc cele 9 cete de îngeri. Această apă sfințitoare, curățitoare și luminătoare,
ne aduce de asemenea aminte de botezul nostru. Când ne-am botezat, am fost copii. Altcineva a mărturisit crezul pentru noi, și anume nașul, ca părinte duhovnicesc. Acum însă, fiecare an, când participăm la sărbătoarea botezului Domnului și primim apă sfințită sau gheasma mare, ne aducem aminte că noi am fost botezați în numele, adică în prezența și în iubirea Preasfintei Trăimii. De atunci începe viața noastră veșnică. Viața veșnică nu este viața de după moarte, cum greșit se înțelege uneori, ci viața veșnică este viața trăită împreună cu Dumnezeu cel veșnic. Și această viață veșnică începe odată cu botezul. Când noi ne unim cu Hristos, cel răstignit și înviat, și împreună cu El, cu întreaga Sfântă Trăime. Și așa, afundarea în apa botezului înseamnă afundarea noastră în iubirea, în intimitatea iubirii milostive a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Fără Sfântul Botez nu se poate participa la viața Bisericii, pentru că botezul este Sfânta Taină de temelie, peste care lucrează toate celelalte taine. Însă, prin botez, noi ne unim cu Hristos, capul Bisericii, și deci, deodată ne unim și cu Biserica și devenim membri vii ai Bisericii. De aceea, nimeni nu poate fi creștin dacă nu este botezat în Biserică. Iar Biserica este adunarea umanității în iubirea Preasfintei Trăimi, pe baza credinței în Iisus Hristos. De aceea este mare sărbătoarea aceasta, este o sărbătoare de mare bucurie, fiindcă suntem iubiți de Dumnezeu, așa cum a spus glasul Tatălui din cer, când Fiul Iisus Hristos a ieșit din apele Iordanului: acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care bine am voit. Așa și nouă, celor botezați, ne spune Dumnezeu Tatăl că suntem fii și fiice, persoane iubite de către persoanele veșnice ale Preasfintei Trăimii. Aceasta este bucuria de a fi creștin. Ne pregătim pentru viața cerească, dar intrarea în viața cerească depinde de felul în care noi trăim viața pământească. Aceasta este antecamera sau anticamera Împărăției Cerurilor. Sfințirea apei însă nu este făcută doar pentru sfințirea sufletului și trupului omului, ci spre sfințirea întregii creații. De aceea în cântările noastre se spune că astăzi se sfințește firea apelor. De ce firea apelor? Pentru că apa este element primordial pentru viață. În Sfânta Scriptură se spune că după ce Dumnezeu a făcut cerul și pământul, a despărțit apa de uscat, iar Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. Sfântul Vasile cel Mare, în cartea Comentar la cele 6 zile ale creației, Exaemeronul, te spune că Duhul se purta deasupra apelor și le încălzea pentru ca ele să devină mediul vieții create. Sfântul Efrem Zilul spune și Duhul se purta deasupra apelor precum o cloșcă stă deasupra oilor, pentru ca din acestea să poată ieși viața, adică puiul care este cuprins la început tainic, virtual și apoi real în oul respectiv. Deci Duhul Sfânt
germina apele. De aceea primele ființe care apar pe pământ apar în apă. Și fără de apă nu există viață pe pământ. Deci faptul că Duhul Sfânt se purta deasupra apelor arată o afinitate și o legătură între Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, și apă, care este mediul în care se cultivă viața, ci elementul primordial care susține viața. De aceea, sfințirea apei ne aduce aminte că întreaga creație, întreaga natură este făcută pentru sfințire, pentru binecuvântare. De aceea noi, care suntem botezați în numele Preasfintei Trăimi, trebuie să ne comportăm în lume binecuvântând și sfințind locul în care trăim și având o grijă deosebită pentru creația lui Dumnezeu. Să nu o urâțim, să nu o profanăm, să nu o distrugem, să nu distrugem frumusețea pământului, să nu distrugem frumusețea râurilor, să nu distrugem, să nu poluăm apele mării și ale oceanilor. Dar multele noastre păcate, care înseamnă poluarea sufletului, determină adesea și poluarea creației. Pentru că este o legătură între sufletul păcătos și natura profanată de omul lacom, de nabuțire și care nu este responsabil pentru darurile primite de la Dumnezeu ca să le cultive și să le transmită și generațiilor viitoare. De aceea sfințirea caselor și sfințirea grădinilor și sfințirea lumii pe care a creat-o Dumnezeu ne cheamă la multă responsabilitate. Să binecuvântăm darurile primite de la Dumnezeu și să le mulțumim spre slava Preasfintei Trăimi și spre a noastră mântuire. Amin. Să trăiți într-o mulți ani. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Iordan de la Ioan a primit a se boteza pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacuratei Maicii sale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi!